Doamnelor și domnilor, ei sunt Ad Libitum, finaliștii, mari finaliști a X-Factor sezonul 7. Bună dimineața, domnilor, o plăcere, a piacere, de fapt, este traducerea Ad Libitum, neavând legătură neapărat cu libidoul, ci mai mult cu plăcerea. Asta ne-a învățat acești domni de când au apărut la audiții prima dată. Mă gândeam că Iurez Miap s-a auzit pentru prima dată la X-Factor prin 2012, cântat tot de un clujan, de Ioan Man. Tipul care, deși nu vedea lumea, o simțea atât de bine și o transmitea atât de bine. Iar dumneavoastră, ce să spun, domnilor, mai rar așa ceva. Aplauze încă o dată. Vă văd, doamnelor, liniștite. Ce faceți? Cum sunteți? La mulți ani ne-am văzut oficial anul ăsta. La mulți ani și vouă. Ați împlinit. Am împlinit. O vârstă frumoasă. Da, da. Bine facem, în vizită aici la București, la Neața, cu Răzvan și Dani. Cu ce gânduri? Suntem fericiți. Cu gânduri numai bune. Aveți treabă în București și... sau ați venit doar așa să nu... Am avut aseară un eveniment în București, un eveniment la care am participat, după care ne-am reîntâlnit cu Carla's Dreams. Serios? Da, ne-am văzut la ce concertul lui. Ce mai face, mă, mascatul? E minunat, cum îl știam noi. Este Ei, fantastic, da. Ați adus ceva bun de la Cluj pentru Republica Moldova. Am vrut să aducem, dar l-am băut pe drum. Am venit cu mașina, am făcut 6 ore, 7 ore, că era aglomerat și asta e, da? No. Data viitoare nu-l bem, îl punem, îl ascundem în portbagaj. S-a schimbat ceva în viața voastră? Voi ați venit cu o poveste interesantă. Vrem să arătăm oamenilor că se poate cânta altceva plăcut auzului și cumva deloc deranjant. Va ieși chestia asta? S-a schimbat viața voastră după X-Factor? Da, să știți, am avut foarte multe ecouri pozitive și din această cauză ne-am îmbarcat la un proiect foarte ambițios. Facem primul nostru concert în Cluj, la Casa de Cultură din Cluj, în 21 aprilie anul acesta. Și sperăm să fie toată lumea alături de noi pentru primul concert Ad Libitum. 21 aprilie la Cluj, în formula asta, mai aveți invitați sau... Nu, din nou avem o ambiție să facem doar noi concertul. Să vedem câtă lume, că ni s-a spus, uite că genul vostru nu o să prindă și voi fără invitați trebuie să chemați lume care e celebră și din muzica, din industria muzicală, că altfel numai voi nu puteți. Și am zis, nu, noi credem că noi putem să umplem o sală, noi putem să facem 800 de oameni să vină numai pentru noi, așa că vom fi doar noi în acest concert. Da, păi cum zice Ardeleanu, ce e al tău, mă. Păi rău să n-ai lucrul tău, ce tot ne invităm unii pe alții. Să vedem, este un pariu pe eu care sperăm să-l câștigăm. Eu cred că o să vă iasă, sunteți minunați, știți asta, apreciem genul ăsta, apreciem oamenii cu multă școală în domeniu, ei sunt absolvenți toți de Gheorghe Dima, Academia de Muzică senzațională din Cluj, care a dat niște valori, jumătate prietenii noștri. Unde se cântă un pic altfel, vedeți foarte bine, și un bun simț care se întâlnește destul de rar în domeniul ăsta artistic, showbiz. There's no biz like showbiz, you know. Mulțumim încă o dată, domnilor, tare mult. Pe Facebook pot fi găsiți la Ad Libitum Voices oficial. Asta este pagina noastră, da. Voastră oficială. Eu zic că e micuță Casa de Cultură a studenților din Cluj pentru voi. Eu cred că la anul puteți umple o sală a Palatului dacă lucrurile merg bine și dacă mai stau sacourile așa pe voi, adică să nu luați în greutate. Da, ne mulțumim. Alergăm în fiecare zi pe bandă în jurul benzii. Vă mulțumim tare.